Doamna Maia Sandu, când a candidat ca și președinte, fără să vorbească de unirea cu România, fără să vorbească nici măcar de integrarea europeană, vorbind și în limba rusă, și în găgăuză, și în ucraineană cu alegătorii din Republica Moldova, a reușit, ca să zic așa, să adune tot acest electorat al Alianței pentru Integrarea Europeană. Asta e explicația pentru care doamna Maia Sandu, inclusiv prin carisma domniei sale indiscutabilă, a reușit, iertați-mă, să ia un scor atât de mare la prezidențial. Pentru că dânsa a vorbit în așa fel încât să nu irite niciuna dintre segmentele acestea de electorat. N-a vorbit anti-Rusia, n-a vorbit explicit pro-Uniunea Europeană, a vorbit despre dezvoltare, lupta împotriva corupției. Și a reușit să ia acest scor mare, după care și-a tras partidul PAS în urma ei, așa cum a făcut domnul Zelenski cu partidul, cu partidul domnului sale, sluga poporului, sluga norodului, servitorul poporului. Doamna Maia Sandu a câștigat un scor mare, partidul domnului sale a câștigat un scor peste 50%, domnul Zelenski a câștigat un scor foarte mare, partidul domnului sale a câștigat în consecință. Niciunul dintre acești candidați nu erau candidați geopolitici. Nu vorbeau împotriva Rusiei, nu vorbeau explicit despre integrarea NATO sau Uniunea Europeană. Erau candidați supra, dacă vreți, unor chestiuni care puteau să creeze tensiuni în societate. Niciunul n-a mers pe ideea tensiunii, ci pe ideea unui electorat unanim pe care nu-l duci, nu-l forțezi nici înspre Rusia, nici înspre Uniunea Europeană și îl lași să stea liniștit în ritmul lui. Ei au câștigat pe această formulă. A venit război, a venit, iar prima victimă a intrării lui Putin în Ucraina a fost moartea identității sovietice sau moartea identității acelei tip de identitate în care nu trebuia să alegi nimic. Identitatea sovietică era tipul de identitate care te putea declara ucrainian fără să te întrebi nimeni ce etnie ai sau ce limbă vorbești. Identitatea sovietică era identitatea în care te declarai moldovean, dar nimeni te întreba ce etnie ai sau ce limbă vorbești. E bine, când au intrat rușii în Ucraina, identitatea sovietică nu mai putea să existe, pentru că atunci trebuia să alegi, ești rus sau ucrainian. Intrarea, asta e un alt subiect de discuție, intrarea trupelor ruse în Ucraina, un semnat, de fapt, un mesaj identitar. Putin nu vrea să refacă Imperiul Sovietic. Putin vrea să refacă eventual Imperiul Rus, ceea ce e cu totul altceva. Deci identitatea sovietică a murit și asistăm la o resurecție inclusiv a identităților etnice sau identităților de tip geopolitic. Chestia asta s-a repercutat și asupra Republicii Moldova. Au durat câteva luni până guvernul Republicii Moldova a spus că nu mai vrea să fie neutru, ca urmare a unor presiuni din afară, și guvernul a început să imită mesaje anti-Rusia, să se așeze clar pe o baricadă. Doamna Maia Sandu acum este clar pe o baricadă anti-Rusia, pro-Ucraina. Care e consecința electorală? Consecința electorală este că toți cei care au votat-o pe doamna Maia Sandu sau guvernarea PAS, că nu spunea lucruri geopolitice foarte păsate, s-au simțit lezați și iritați de acest tip de discurs. Doamna Maia Sandu are în acest moment, teoretic, doar electoratul moldovenist pro-european, al domnului Filat, în timpul Alianței pentru Integrarea Europeană, care undeva pe la 30%. Și nu avea cum să fie altfel. Doamna Maia Sandu, când în Republica Moldova îți asumi radical o poziție pro-est sau pro-vest, nu ai cum să mai ai 50%. Ai nevoie și de alte, dacă vreți, de alți apendici sau de alți fluturași care să zboare în jurul tău ca să-ți dea 50%. Radicalismul discursului doamnei Maia Sandu, care a fost inevitabil, a făcut-o să piardă electorat și pe care nu mai poate recupera. Aici este marea problemă, sau dacă vreți, ecuația politică și geopolitică în Republica Moldova, că nu s-a schimbat nimic pe foarte. E nevoie ca să faci o majoritate, inclusiv de cei cu identități incerte, adică așa numitul Partid Democrat, pe care doamna Maia Sandu l-a pierdut pentru că a rostit lucruri mult prea dure la adresa Rusiei, pentru care erau inacceptabile pentru aceștia. Și ai nevoie să strângi și unioniștii care în acest moment sunt extrem de răspândiți în Republica Moldova, adică răspândiți care încotro în Republica Moldova n-au un lider și nicio identitate foarte politică foarte precisă. Deci doamna Maia Sandu, în perspectiva alegerilor prezidențiale, va trebui să facă un salt aproape incredibil pentru a recupera 20% de electorat pe care l-a pierdut. Șansa domniei sale este lipsa unui contracandidat. Dacă vreți. Asta este șansa în acest moment a Maia Sandu, dar niciun caz nu ne mai putem face iluzii că în alegerile parlamentare peste 2 ani Partidul PAS va lua majoritate. Deci trebuie să înceapă o construcție în Republica Moldova politică care să mai confere Uniunii, să-i confere
o majoritate pro-europeană sau pro-Uniunea Europeană, pe care, încă o dată spun, PAS-ul nu mai poate să o furnizeze. Asta este miza, dacă vreți. Riscul pentru PAS în acest moment este construirea unui pol politic constituit din Partidul Social Democrat, fostul Partid Democrat, alături de Partidul domnului Ciobotă. Partidul Democrat a câștigat în teritoriul primar, domnul Ciobotă a câștigat numai la Chișinău, iar dacă acest pol se constituie, adică de această aripă, care în timpul Alianței pentru Integrare Europeană era cu proiectul pro-european explicit, ajunge să facă o alianță mai degrabă de stânga, acest pol politic riscă să devină, sau mă rog, riscă să devină, poate să devină Partidul Balama Republica Moldova. Dacă domnul Ciobotă, în problemă cu Partidul Democrat, fac un pol de putere, atunci devin Partidul Balama, care în perspectiva viitoarelor alegeri vor putea negocia și cu PAS-ul, pentru că au elemente comune, dar și cu așa numită facțiune a socialiștilor și a comuniștilor sau acea coaliție. Deci ei se vor așeza la mijloc, vor cuceri mijlocul, dacă vreți, și va fi Partidul Balama, de care va avea nevoie, poate, să facă majoritatea, dar de care și socialiștii și comuniștii a lui Dodon și a lui Voroni vor avea nevoie să facă majoritatea. Asta este una dintre perspectivele ecuației electorale în Republica Moldova, pentru că, repet, chiar dacă doamna Maia Sandu mai are încă șanse teoretice să ajungă președinte, dar asta depinde foarte mult de și cum va arăta această iarnă, șanse să mai facă o majoritate cu un singur partid nu mai are deloc. Nu a existat, din păcate, o creștere masivă a adeziunii pro-europene sau pro-euroatlantice a populației din Republica Moldova ca urmare a războiului din Ucraina. După unele sondaje sunt relativ credibile, procentul pro-european astăzi în Republica Moldova este mai mic decât acum 3 ani. Și asta în pofida tuturor campaniilor de închidere de televiziuni, închidere de partide sau, dacă vreți, inclusiv de crearea de rețele de tip Patriot sau Patriot, care se lupte cu dezinformare. Deci suntem într-o situație foarte complicată politică în Republica Moldova, iar alegerile locale ne-au transmis asemenea tipuri de mesaje. Chiar dacă alegerile locale nu sunt alegerile parlamentare și nu pot să fie, aceste tipuri de mesaje, din punctul meu de vedere, trebuie să fie luate în seamă. Ecuația Republicii Moldova este departe de a se fi, rezolvat. Încă proiectul european în Republica Moldova nu este precum trenul care s-a așezat pe o șine. Când trenul este pe șine, el merge într-o singură direcție. Nu merge la stânga sau la dreapta. Se mai schimbă mecanicul, conduce mai bine sau mai prost. Dar indiferent de mecanic, trenul merge într-o singură direcție. În acest moment, în Republica Moldova, nu suntem pe un tren așezat pe o șină fermă și merge într-o direcție clară. Se pot întoarce lucrurile strategic și geopolitic în Republica Moldova. Totul depinde de ce se va întâmpla în Ucraina, de victoria sau înfrângerea de pe teren, pentru că lucrurile acestea influențează, evident, clasa politică de la Chișinău. Sper însă că prestația politică a României și capacitățile României de a interveni și de a juca în Republica Moldova să fie de bun augur. România a investit în 2023, în conformitate cu calcule pe care a făcut Fundația Universitară a Mării Negre, Departamentul de Studii Economice condus de domnul Petre Șorpeiu, 1% din PIB Republica Moldova. Asta înseamnă cam 3 miliarde. Când ai atâția bani în Republica Moldova, lucrurile acestea trebuie să se petreacă după un plan. Pentru că este o sumă mare cu care nu te mai poți juca. Deocamdată, dividendele n-au venit, pentru că, teoretic vorbind, România și Europa au obținut circa 30%, relativ puțin, Republica Moldova, dar sper ca lucrurile de aici înainte să fie repuse pe o axă de mișcare cel puțin predictibilă. Dar, încă o dată, nu vreau să fiu optimist sau supraoptimist, dar nici neapărat pesimist, dar trebuie să o spunem foarte clar. Nu s-a clarificat situația politică a Republicii Moldova, încă se joacă și sper că în acest teren pe care se joacă prezența României, îndrăznesc să spun, și a Uniunii Europene, în a doua instanță, să fie decisive.